niciun caz, așa cum dorește auzit președintele României, expresia voinței unui singur om și se poate realiza peste noapte, chiar dacă, sigur, interesele electorale ale președintelui Băsescu și partidului său o reclamă. Noi, în sensul acesta, ne-am prezentat proiectul și nu ca răspuns la inițiativele lui Traian Băsescu, ci ca element al unei viziuni, într-adevăr, așezate de reformare, inclusiv în acest plan al României. Și de asemenea, am spus foarte clar că nu putem îngădui o intrare, o aruncare a României în haos, o încălcare a voinței cetățenilor, o debandadă generală pe care să o genereze președintele țării și guvernul său, majoritatea parlamentară care îi ascultă ordinea în tot. Vom merge, deci, în mod excepțional la Cotroceni, pentru că e de datoria noastră să facem tot ce putem pentru a împiedica trecerea unei inițiative care ar putea arunca țara haos. Sunt lucruri foarte grave la mijloc și, sigur, atâta vreme cât există un spațiu de dialog, ne facem datoria, ne vom face datoria să-i atragem președintelui atenția asupra acestui lucru. De asemenea, chiar dacă nu este în atribuțiile domniei sale, conform Constituției, dar un act de situația de fapt, anume aceea că este liderul partidului care guvernează, îi vom solicita și să pună Guvernul și Partidul Democrat să examineze foarte serios proiectele noastre de lege privitoare la legea electorală, acelea pe care le-am prezentat săptămâna trecută, așa ca un om preocupat de un Parlament cu un număr mai mic de membri, de stoparea traseismului politic și de un vot cât mai economic și mai reprezentativ din partea cetățenilor. Asta în legătură cu întrevederea de la Palatul Cotroceni. În legătură cu tema aceasta, am mai luat alte câteva decizii pe care colegii mei vi le vor aduce la înțeleg. Eu foarte tehnic. Aș dori să vă anunț formalizarea deciziei Uniunii Sociale Liberale în baza legii referendumului, articolul 13 aliniat 3. Mă adresăm astăzi tuturor reprezentanților USL în Consiliile Județene, de la președinte, consilieri județeni, avem consilieri în absolut toate consiliile județene, chiar și cele din Cantita și Covasna, de a organiza un referendum local, repet, în baza articolului 13 aliniat 3 din legea referendumului, pentru ca locuitorii fiecărui județ să fie întrebați dacă susțin sau nu propunerea președintelui Traian Băsescu de desființare a județului. Este o întrebare simplă, corectă, nu vom proceda în modul care ar fi ales al doamnei Udrea la București, de a pune întrebări cu răspuns așteptat. Întrebare foarte simplă, foarte clară, deloc politizată. Nu se poate în baza legii actuale, nu se poate în baza Constituției și a practicilor europene să modifici fundamental structura unităților administrativ-teritoriale fără să întrebe oamenii care trăiesc în acele unități administrativ-teritoriale. De asemenea, am exprim speranța și vom face în acest sens un demers și către aleșii locale UDMR, care de asemenea probabil vor dori să-și întrebe propriul locuitori, dacă doresc desfințarea județelor, și către cei aleși locale PDL, care nu au atât de multe dosare penale și nu primesc atât de mulți bani, încât vor avea probabil curajul să se exprimă opinia vis-a-vis de această idee a președintelui Traian Băsescu. Sper că situația penibilă a unor primari de sector erau Negoiță sau domnul Oțanu, care a fost frică să vorbească împotriva desfințării propriilor sectoare, nu se va repeta în totalitate în cazul consilierilor județeni și a președinților de consilii județene de la PDL, că sper să nu le fie la fel.
Este necesară această consultare? Nu știu nici eu, nu știu nici președintele Traian Băsescu. Care este opinia populației? Fiecare, sigur, poate să o presupună. Orice decizie și orice voință populară în acest sens trebuie respectat. Dacă oamenii vor de sfințarea județelor să mergem în acea direcție, dacă nu vor, atunci trebuie să găsim formula propusă de Uniunea Social Liberală de trecere treptat a atribuțiilor Guvernului Central, a unor dintre atribuțiile Guvernului Central, către regiuni și, practic, în acest fel, să facem ceea ce toate țările europene, nu doar în Franței, e cel mai cunoscut, sau în Italiei, vorbim de țările care sunt foarte mulți, să mergem pe acest sistem european care funcționează în alte țări. Mai vreau doar să susțin argumentul pe care l-am mai susținut în intervențiile media. Dacă cineva, dacă domnul Traian Băsescu, dacă PDL, au o problemă cu un președinte de Consiliu Județean, că e bun sau e rău, într-un stat de drept, nu desfințez funcția. Nu s-a desfințat Ministerul Muncii, pentru că domnul Bătiș a fost prins fraudând fondul de la Ministerul Muncii. Într-o societate democratică și europeană există două căi. Instituțiile statului își fac datoria și îl sancționează pe cel care calcă legea. De aceea avem DNA, ANI, DICOT, ANAF și încă multe alte asemenea instituții. Fie PDL, găsești un candidat care se câștige la vot împotriva respectivului președinte. Ideea că de câte ori nu poți să dai jos o persoană și desfințezi funcția, este cel puțin absurdă. Eu personal nu am votat niciodată pe domnul Traian Băsescu, consider un președinte foarte rău pentru România, dar n-am propus desfințarea funcției de președinte a României. Și nici nu o să o propun. Și pur și simplu o să încerc să sprijin alegerea unui președinte mult mai bun decât Traian Băsescu. Așa încât discuțiile totuși populiste, demagogice cu această temă, cred că trebuie să citeze. Avem ocazia să ne prezentăm și în această săptămână viziunea noastră a Uniunii Social Liberale asupra dezvoltării regionale și dacă se dorește un dialog, acesta poate să ieși. Mai vreau să fac o precizare pe care am făcut-o zilele acestea și este evidentă pentru orice jurnalist și analist de bună credință. Acțiunea de pe 11, acum 3 zile, a fost anunțată și pregătită de Uniunea Social Liberală, din urmă cu o lună, din niște motive tehnice ușor de înțeles. Am rezervat sala Palatului, am trimis adrese către 5.000 de aleși locali, am pregătit și am și anunțat, dar dumneavoastră ați fost aici cel puțin în ultimele două săptămâni, am anunțat acest eveniment care urma, în cadrul care urma să se prezinte viziunea noastră asupra dezvoltării regionale și administrației. Trebuie să fii cel puțin răuvoitor sau stupid, să spui că după ce domnul Băsescu marți a ieșit cu propria idee despre regionalizare, noi sâmbătă ne-am organizat repede cu un răspuns. Realitatea este inversă și o cunoașteți și dumneavoastră, tocmai pentru că domnul Băsescu știa că sâmbătă urmează să prezentăm viziunea noastră, domnia sa, într-un act politic, se practic asta, furatul statului, a ieșit cu o propunere proprie care s-a dovedit nepregătită, neserioasă și, înțeleg de la o știre de acum câteva minute, oricum nesustenabilă nici măcar politică. Din punctul de vedere al USL, dorința de a discuta la nivel oficial cu UDMR și cu grupul minorităților referitor la modificările Constituției, la dezvoltarea regională, la sistemul alegerilor din România și la tot ceea ce este de interes în viitor, există în continuare. Când vom avea un răspuns favorabil de la UDMR și de la minorități, ne vom întâlni să discutăm serios toate aceste probleme importante, deoarece opoziția de astăzi mâine va fi probabil la putere, puterea de astăzi mâine va fi în opoziție. Important este ca sistemul democratic, economic și social în România să continue să funcționeze mult, mult, mult mai bine decât o face astăzi. Da, vă spun și eu cu ziua. Chiar dacă subiectul a fost atât de bun și Sfinte Antonescu, vreau să vă anunț că astăzi Uniunea Social Liberală va depune la Parlamentul României proiectul de lege pe care l-am anunțat încă de săptămâna trecută, prin care dorim să reducem numărul de parlamentari, dorim să intervenim
și așteptăm, înainte de a discuta despre modificarea Constituției, un punct de vedere din partea dânșilor pe acest proiect pe care noi îl depunem astăzi la Parlament. În altă ordine de idei, vreau să vă anunț că pe data de 26 iunie, Uniunea Social Liberală va prezenta programul pe agricultură, în ideea de a nu mai avea ceva în această... Să iasă, dar să că să anunțe el programul pe agricultură. La costum național. Prezentarea acestui program va fi realizată la cel mai probabil la lăsă. Întrebări, să vedem dacă vorbim frumos sau nu. Noi. Am eu o întrebare pentru domnul președinte Ponta. Vă rog, domnul Ciola. Mai departe. Să te la USL aici, să nu vă supărați pe mine. Aș vrea să răspund întrebări de USL la PSD. Să știu pe care să vă pun întrebări. Vă rog. A extrat sancțiunea suspendarea domnului Ioane. Ce se întâmplă statutar? El devine la ședințele de PNS cu nevoie de o decizie formală, un vot în PPN? Să nu vă supărați pe mine, dar mă preocupați zilele acestea de ce facem vis-a-vis de consultările la aparatul Cotroceni de dezvoltarea regională. O să discutăm în cadrul partidului și o să vă anunțăm. Sunt absolut convins că toți cei care suntem de partea bună a baricadei, putem să lucrăm împreună. Oficial astăzi îl trimitem, a fost prezentat sâmbătă, probabil că în cetonia sa s-a pogorât de sfânt. Și de astăzi îl trimitem oficial. De asemenea, îi trimitem oficial proiectul depus la Parlament cu cele 4 modificări la legile electorale și are ocazia să îi impună propriului partid și propriei coaliții pe care o conduce un vot favorabil în Parlament în acest sens. Vreau să precizez că suntem dispuși și la o sesiune extraordinară sau oricând în luna septembrie-octombrie să votăm acea lege care reduce numărul de parlamentari, nu vreau să reau cele 4 puncte care le cunoașteți, în așa fel încât, practic, anul viitor, Parlamentul să fie ales într-o formulă mai restrânsă și într-o formulă foarte clară, iar migrația politică, pe care și domnul președinte Băsescu, și mai ales domnul președinte Boc, cred că domnul Boc a numit-o cancerul politicii românești, să fie extirpat cu această. Le trimitem, dacă vreau să rău, le trimitem din curtoazie, nu pentru a le negocia sau pentru a le aproba. Pentru că, de fapt, în legătură cu aceste proiecte, președintele României nu are a se pronunța. Ele sunt dezbătute în Parlament, că vorbim de Constituție, că vorbim de legea administrației locale, că vorbim de orice lege. Și ca atare dintr-o curtoazie. Și, mă rog, în ce mă privește, cu puțină speranță legată de Băsescu și Duhul Sfânt, le-am trimis acolo. Am eu o întrebare referitoare la referendumurile solicitate. Solicitați 41 de referendumuri județene sau la nivel de consilii locale? Solicit, nu. Ce e solicit? 41 de referendumuri județene, deoarece asta putem noi solicita. După cum știți, referendumul național absolut necesar și corect, astfel. Este convocat de domnul Băsescu, care câteodată vrea referendum, câteodată nu vrea referendum. Când nu-i place, nu mai vrea referendum. Noi putem să respectăm legea actuală și legea actuală ne permite să solicităm referendumuri locale prin consiliile județene în care avem reprezentanți. Ați făcut un calcul asupra impactului financiar? Cam cât ar costa? În mod sigur va costa mult mai puțin decât referendumurile și referendumul pe care vrea să-l facă domnul președinte Băsescu. Sunt convins că noi vom avea o netrebuit să fie firmele noastre, cum se întâmplă la PDL, vom avea un cost mult mai mic decât referendumul la domnul Băsescu. Cum vom faptul că UDMR se opune proiectului de organizare și ședința anualizată? Previzibil. UDMR-ul anunțase acest lucru și acum rămâne să vedem dacă domnul Băsescu și ai săi vor atât de tare să dea peste capul țara în scopuri electorale, încât vor concesiona, ca să zicem așa, UDMR-ul, o bucată din România. Eu sper că nu. Și între altele, și în legătură cu asta, dorim să avem prezentul președinte, dacă va fi în timpul din săptămâna viitoare. Era previzibil, cei din UDMR au anunțat
pentru a putea trece proiectele de reformă electorală, cele patru. Cele patru modificări ale legii, la orice fel de discuție, nu cred că e o problemă pentru unul din cele patru. Sunt puncte susținute de PDL de foarte multe ori. Nu cred că s-au răzgândit. Cei de la PDL au solicitat reducerea numărului de parlamentari. Sper că nu s-au răzgândit. Cei de la PDL, și repet, domnul Boc a fost cel mai clar și mai direct în acest sens. A vorbit despre combaterea migrației politice. De altfel, legea prin care s-a combătut, s-a rezolvat migrația politică în cadrul administrației locale la primari și consilieri, unul dintre inițiatorii chiar de Moldeanu. Tot PDL-ul a susținut uninominalul, majoritar, și sperăm că tot PDL-ul va fi de acord ca un partid să fie parlamentar, dacă ai 5 senatori, 10 deputați, deci dacă ai un anumit tip de reprezentare, pentru ca dorința așa domnului Băsescu și a domnului Orban, dar avea pe domnul Vasile Toche sau niște domn Toche și în Parlamentul României, să fie pe cât posibil diminuat ca și posibilitate. Mai vreau să mai spun un lucru. Argumentele noastre vis-a-vis și argument vis-a-vis de ceea ce au de adicis astăzi coaliția și de mereu, dincolo de partea politică, sper că se bazează pe argumentele tehnice extrem de corecte pe care doamna Udrea și domnul Icaș le-au prezentat în urmă cu 3 săptămâni în acele adrese oficiale. M-a întrebat cineva dacă le-am obținut în secret acele adrese. Nu le-am obținut în secret. A fost o interpelare a domnului deputat Angel Stanciu. Doamna Udrea, domnul Icaș și domnul Boc au răspuns foarte corect că nu se poate face niciun fel de modificare până pe 31 decembrie 2013 și cred că UDMR-ul a luat în calcul, nu doar partea politică, ci și acele argumente extrem de corecte și pertinente. Nu bănuiesc că nu doamna Udrea și domnul Icaș le-au scris și doar le-au semnat, dar ale specialiștilor din cele două ministere. Sper că aveți cu toții documenturile, dacă e cineva care nu le are, noi le-am pus pe site ca să puteți să le descărcați. Dar vreau să completez și eu ca o concluzie vis-a-vis de proiectul de lege. Cred că aici am dat întrebat de negociere. Nu se impune niciun fel de negociere. Sunt elemente pe care le-au asumat atunci de la o referendum din anul 2009 și ca atare o să le depunem la Parlament și așteptăm să le voteze dacă vor cu adevărat se respecte voința populației, așa cum a spus de fiecare dată domnul președinte. Pe de la cu cazul ăsta, sunt subiectul de negociere. De timp să trecem în lege că dacă nu obțin niciun parlamentar, să fie asimilat cu statutul minorităților și să aibă și unul prezervat. Dar putea discuta acestea. În cazul în care puterea își va angaja răspunderea sau guvernul își va angaja răspunderea pe reorganizarea administrativ-teritorială, înțeleg că unii lideri ai PDL au spus că decizia s-a luat în BPN-ul de săptămâna trecută și că urmează să vadă în coaliție ce decizie se va lua. Care va fi pasul următor? Eu n-am să știu care va fi pasul lor. Opoziția ce va face? Automat va face moțiune de cenzură la așa ceva, dar nu numai atât. Și eu cred că n-ar să discutăm atunci. În tot cazul nu rămânem să discutăm acum. O să discutăm atunci. În tot cazul nu rămânem fără reacție. Și de altfel toată discuția despre inițiativa domnului Băsescu s-a purtat și a căpătat un răspuns de la noi. Pentru că ea este foarte riscantă pentru toată țara asta. Ai spus-o. Noi nu putem, pentru că unii cred că ne pot da lecții la sfârșit de cum se face sau nu se face agenda, nu putem să riscăm un haos în țara asta, pentru că nu trebuie să răspundem unei inițiative. E o inițiativă care i-am răspuns și am spus, și spunem, domnului Băsescu, oprește-te. Oprește-te că data asta nu e de lucru. Să.